Pentru început aveți nevoie de o șurubelniță cu un cap subțire și destul de ascuțită, cât să de intrați cu șurubelnița, apăsați și trageți în jos. Asta pentru a apăsa această clemă din fier. Scoateți afară lampa și după cum puteți vedea e prinsă într-o mufă. Ca să o desprindem apăsăm pe cele două urechi. Ca să o deconectăm apăsăm pe cele două urechi și iese. Ca să montați la loc lampa, la fel, puneți, introduceți mufa. O introduceți înapoi în interior și o împingeți de tot în plafon. Și asta e tot.